De urgență ajunge la momentul oportun. Încă puțin și Marina ar fi dat-o afară pe Mihaela. Ziua! Să rămână, doamna Anușa. Mihaela. Cum ai chemat? Da. Nicolina Anușa Bugeac, îmi pare bine. Mulțumesc, să rămân. Pare bine, mă înțeleg. Ai venit cu soacră ta? Cine este femeia asta? Nu, eu sunt psiholog. Și ce cu asta? Să-mi rezolve și mie aici, că nu m-am înțeles cu tine. Ce să-mi rezolve mie? Păi nu m-am înțeles cu tine, mă. Că tu stai, că tu stai numai în băutură, tu stai. Auză, rezolvă mie psihologii cazuri. Poți să-mi curte casă, nu faci. Cazuri familiare mie, da. Psihologul, de când? Da. Soția ta este foarte supărată. O damnagie, o nebună, o geloasă și cu asta basta. E un alcoolist. Dar aici avem toată cearta familie. De ce? Că ea este așa cum e. Ea este așa cum e, geloasă la Maxim, dacă plec până acolo, zice că am fost la femei. Dar poate soția ta are un motiv pentru care este așa de supărată. Cred că are o depresiune. Dacă are depresie, poate ar fi un motiv bun să stăm de vorbă, să afli și tu de ce. Și poate să te porți într-un anumit fel cu ea și ea într-un anumit fel cu tine, să nu vă schimbați. Nu merge, doamnă. Am încercat de sute, de mii de ori să fac ceva din ea. Nu se poate. Asta trebuie internată într-un ospiciu de ăla. Poți să-mi acorzi un pic de încredere, să stăm puțin de vorbă? Poate se poate face ceva fără eu ospiciu. Eu trebuie internată să sau fie liniște și la voi. Nu ți-ar trebui să fie liniște la tine în casă? Păi mie mi-ar place, dar cu cine? Auzi, tu trebuie să fii internat. De ce? Da, eu așa. De ce? Că tu ești nebun de băutură. Aici cu psihologii pe capul meu, crezi că nu? Vezi că n-am chemat doamna asta ca să vază bătăile te. Da, să vadă, să vadă în ce domeniu trăiesc. Păi tu se duce în sânge, se duce în sânge, mă. Viața de zi cu zi. Uite așa că nu faci nimic. Uite așa. Păi tu ai făcut în grădina aia ceva? Ce să fac în grădina aia? Păi ce să fac? Potețul ăla l-ai făcut? Așa. E o problemă. De două săptămâni eu stau ca... De două săptămâni el stă ca prostul. Nu am și eu respectul ăsta de bărbat. Și atunci cum să nu fie energie? Adică ce? Explică-mi. Păi viața conjugală. Nu vrea să se culce cu tine. Nu vrea să se culce. Așa. A venit copii, doarme numai cu copii, eu nu fac nimic. Marin, vrei să ne așezăm un pic, să stăm de vorbă, să stăm mai lejer așa, să povestești și tu, că înțeleg că știu multe. Ce să vă povestesc, ai multe lucruri care te deranjează, să te doare. Ce poți să... Îmi ajută dumneavoastră ce să-ți povestesc. Că cer și eu de-aia și nu-mi dă. Consilierul de urgență încearcă să poarte o discuție inteligentă cu Marin. Sau, dacă nu, măcar o discuție. Nu mai suport! Nu mai suport, Madame Blagin! Poți să vorbești picuț mai, cu tonul mai încet, că eu nu prea înțeleg când țipi așa ce vrei să zici. Dacă lași tonul mai eu jos... Eu sunt un pic alergicitran, doamnă. Așa. Așa, și nu pot să mă abțin. Nu poți să te abții. Da, și dacă eu nu vorbesc tare, nu mă aud. Poți face un efort totuși să stăm un pic de vorbă? Dacă vreau. Puțin. Dacă vrei. Mai ta vrei să ne împaci pe noi, nu? Eu nu vreau. Te duci la băutură și nu faci treabă. M-a chemat soția ta. Și eu nu mai pot să mă înțeleg cu tine. Să mă calmezi pe mine, nu? Pentru că se ceartă tot timpul cu tine și nu-i liniște la voi. Să mă calmeze, așa. Dacă nu poate, să mă duc alta. Și mă calmeze și nu am nici pe dracu, gata. A, deci tu numai, te calmezi numai dacă ai femeie, păi altfel da, normal, nu te calmezi? Păi cum? Păi și? Dă coace sfara să o leg și să o leg cu picioarele de tavan, ce să-i fac? Dacă nu stau al dracu, altceva, alerg până casă. Altceva pe tine nu te interesează în viața asta decât să ai femeie și atât? Păi și pentru ce trăiesc? De ce ne-am născut? Noi ne-am născut pe pământul ăsta pentru să procreăm. Așa. Așa, procreația înseamnă să ne mulțim. Așa. Așa. Și necesitățile astea ale noastre da. Trebuie făcute zilnic da. Da. Atunci când e necesitate. Nu e obligatoriu să fie cum zilnic. E? Adică nu e obligatoriu, nu? Nu e obligatoriu să adică fie zilnic. Adică să nu-mi iau nevastă că nu e obligatoriu, nu? E posibil să fie obosită. Păi ești obosită o seară, două, trei, păi câte seri ești obosită? În continuu așa? Bun, nu continuu, dar ți-am spus că sunt mai multe motive pentru care e posibil ca ea să nu poată într-o zi. Și atunci ce înseamnă? Nu există cuvântul nu pot. Înseamnă că nu vrea. Nu că nu pot. Nu știu, încearcă măcar. Încearcă să vezi că poți. Da. Nu simți tu, dracu, că numai de astea vorbești. Da. Dar treburile casei, ale curții, înțelegerea în casă. Asta e neînțelegerea la tine în casă. Nu le fac până când mă mulțumești. Hai să vezi. Marin, te rog frumos. Vezi cum hai vorbești. Să stai și tu jos, că ar fi mai comod să ne vedem așa la același nivel, nu crezi? Să stau jos? Da, uite, eu văd un scaun acolo. Lasă, doamnă, că stau pe găleată, că mie mi-a bine. Plăcut tot timpul butoiul și găleata. Uitați, doamnă, dar ce s-a întâmplat aici? Aici? Ce s-a întâmplat? Urmează rezumatul problemelor în varianta Marin. Ce eu turmeam. Așa. Ia mă scoală din somn. Așa? Hai să faci să vor grădina, hai să faci cu tare, să faci cu tare. Mm-hmm. Ce am zis? Băi, fetițu, vină cu acentii să aveți noi treabă. Da. Și după aia facem tot ce vrei, ia mea pe mine. Păi tu nu faci, fă-mi cocină, fă-mi cutare, fă-mi cutare. Și eu când viu aici văd o maldere de vase. Deci asta te-a deranjat foarte tare, că nu erau vasele spălate, menajul, da? Menajul, în primul rând.
Dacă nu e menajul la o femeie, ce trebuie să facă? Nu trebuie să menajeze bărbat? Dar Mihaela nu se ocupă de vase, de mâncare, de casă? Se ocupă când îi vine rău așa, odată la vreo săptămână. Tu ai vrea să o vezi tot timpul muncind, prin casă, prin curte, prin grădină, prin... Nici chiar așa să o... Dar cum? Ia spune, cum ai vrea? Cum ai vrea? Să fie nici femeia perfectă. Așa. Așa. Dar nici cât de cât. Adică, explică-mi, spune-mi așa în detaliu, ce ai vrea tu să facă? Cum ți-ar place ție să fie, Mihaela, ca să fie aș exact să pe gustul fie tău? O femeie iubitoare, în primul rând. Să te iubească. Cum atunci să te când zic eu hap, hap. Adică când zici tu că vrei să faci dragoste, să facem dragoste. Atunci să facem dragoste. Asta ar însemna de fiecare dată. Dacă sunt pe câmp, pe deal, pe porumb, nu știu unde sunt, acolo pui jos. Așa. Așa și fac ce da. Cere mie corpul. Așa. Am terminat una la mână. Și a doua, când vine o seară, să aia și ea, să stea în fața mea. Tu spui să mănânc, să-mi pun apă, să mă spăl, să aia. Nu, ea doarme sau se uită la televizor. Deci pentru tine, să înțeleg așa, căsnicia perfectă ar însemna ca Mihaela să facă treabă aproape tot timpul. Da, exact. Și el să nu facă nimic. Așa. Nu? De fiecare dată poate. Când tu vrei să faci dragoste, să nu aibă nimic de obiectat și să fie la datoria acolo. Așa? Cine muncește aici în casă? Cine aduce banii, Mihaela? Cine aduce banii? Da. El aduce dacă îmi vrea. Deci dacă vrea ca să muncească, să duce la muncă și aduce. Păi dacă nu, eu că lucrez zice cu ziua, că nu găsește de lucru. Cu ziua muncesc, păi, dar n-ai undeva unde să duci mereu? Știți unde găsește de lucru cel mai serios? La bar. La băutura care o bei, tu stai drept și nu mai da cu palma, că îți dau una de lucru. Tu crezi la camei cu doamne ce poate să facă? Ia uite-te, mă, ce poate să fac. Mă, dă de aici și așa, nu mai țări să dai mine, că mă f***, te rog, te rog frumos, Marin, măcar că sunt eu aici, te rog. Du-te, pușcăriașul. Lecă-te. La jilaba cu tine. Că cu mine nu trebuie să mai stai. Du-te dracu de aici așa. Bă, da. Dacă știam nici nu mă meritai, nici la unghia mea cea mai mică nu te. Vrei să facem schimb de locuri să vii tu aici să stau eu acolo? Cred că ai sta mai comod aici. Nu cred. Hai să vedem. Da. Așa. Așa, de-lea ta mea. Simți tu dracu. Altă treabă n-ai de vorbit. Mihaela. Sex. Mihaela, murirea ai să dea Dumnezeu din sex. Ia să aflăm acum ce nemulțumire are și Mihaela. Poate și ea supărată și obosită. Are și ea nemulțumirile ei. Nemulțumirea are, ce că sunt rău ca bărbat, auzi. Lista nemulțumirilor Mihaelei este destul de lungă, dar mai contează și patosul cu care este prezentată. Eu m-am săturat de bețiile lui. Eu trebuie să mă ocup singură, să fiu și bărbat și femeie. Să-i fac și curtea curată și casa curată. Să-l spăl și pe el să poată să-l să plimbe. Iar eu m-am săturat, m-am supărat pe mine și am zis că eu nu mai fac nimic. Am zis că îl lasă așa în jegul ăsta. El nu știe să aducă un ban în casă și el mai mult. Dacă ia un ban mai mult, trebuie să rezolvăm prietenii tăi cu băutura și ce rămâne ne duce acasă. Eu sunt cu gura mare, adevărat. Sunt foarte geloasă pe el. Că el m-a făcut să fiu geloasă. Adică? Că s-a purtat frumos prima dată cu mine. Așa. A știut să se poarte frumos, a știut să mă iubească. Dar ce s-a întâmplat atunci? Ce s-a întâmplat? A fost un eveniment, ceva? A fost el plecat. Și după plecarea lui, când s-a întors... A fost condamnat. A fost condamnat. Deci de la întoarcerea asta nu ne mai putem înțelege. Și cât ai stat? 54 ani. Uh-huh. A, și după ce te-ai întors... Nu ne mai înțelegem. Eu am sperat. Păi și eu de unde știu toată... atâția ani, în 5 ani și ceva, cât eu am fost plecat, că ea a fost cu mine. O astfel de garanție nu poți să o ai de la absolut nimeni. Și atunci? Neavând această garanție că Mihaela a fost cu minte și te-a așteptat, tu ai hotărât să te porți urât cu ea? Vreau să o terorizez și eu. Păi cum te-a terorizat ea? Că nu păi înțeleg. Și eu îi scriam și ea nu răspunde la scrisuri. Păi că nu știu Mihaela? Să scriu, păi nu știu să scriu. Eu nu știu să scriu. Dar asta nu înseamnă că am stat să-mi fac eu de cap să-mi... Astea este mintea lui. A, deci până la urmă toate tensiunile și problemele au apărut datorită acestui fapt. Că tu acolo te-ai simțit părăsit și neglijat. Păi și nenormal. Și când te-ai întors, vrei cumva să te răzbuni. Mai încet așa să simtă și a durere cum am simțit eu. Dar tu crezi că ei a fost ușor cât a fost fără tine, Marie? Păi doar să știu. Problemele importante fiind puse pe tapet, se poate trece la rezolvarea lor. Pentru început ar fi de definit câteva concepte de bază. Marin, spune-mi tu, ce are de făcut un bărbat într-o gospodărie? Păi are multe de făcut. Adică? Să ducă la muncă,
Așa. Să întrețină familia. Bun, aduce așa banii și întreține familia. Așa, să facă muncile astea mai grele. Care sunt muncile mai grele? Cu săpatul, cu recoltatul, cu prășitul, cu nu știu ce. Voi aveți aici ce recoltat, ce prășit, ce semăna prin curte? Avem, e pământ. Și tu faci astea? Să le facă ea. Păi, tocmai mi-ai spus că asta o face un bărbat. Asta doresc eu, dar nu prea vreau eu, că eu m-am născut cam obosit, doamnă. Cam mulți s-au născut mai obosiți în țara asta și atunci cine să mai muncească? Să muncească femeie. De ce v-am însurat? Adică... A, deci tu te-ai însurat ca să ai o servitoare. Păi da, normal. Până acum, această atitudine i-a adus lui Marin numai lapte și miere din partea Mihaelei. Poate ar fi cazul să vadă lucrurile altfel. Vreau o părere clară de la tine. Bărbatul trebuie să facă ceva în gospodărie sau nu trebuie să facă ceva în gospodărie? Dacă ea e bună, râm și sub pământ. Poate te faci tu cu mine corect, să mă port și eu cu tine corect. De aici încolo noi nu ne mai înțelegem. Nu ne mai înțelegem, mai poate, bun. Da. Deja m-am ce săturat. Ce situația asta să m-am săturat, ne despărțim. Ce-ai adus pe doamna să ne împace, nu? Nu, dar ce să facă ne împacă. Că n-are ce să-mi facă. Ei, și nici mie n-are ce să-mi facă nimeni, află. Păi tu ești dementă și nebună, ți-am zis. Pătrâne de la socola, la ăia, la nouă acolo. Du-te tu acolo. Tu zici că pe tine nimeni nu te poate schimba și nimeni nu te poate scoate din ale tale. Tu, Marin, la fel spui. Eu chiar nu am ce să fac aici, degeaba m-ai chemat, Mihaela. Dacă tu spui că sub nicio formă tu n-ai să te schimbi. Da, mă schimb dacă mai lasă din băutura aia și se ocupă și el de treabă. Haideți să vă spun un lucru ambilor. Toți oamenii cumva vor să obțină ceva, dar vor să înceapă celălalt, vor să se schimbe celălalt, nu să înceapă de la ei, nu să schimbe ei ceva, nu. Dacă vrei ca relația ta cu un om să se schimbe, e necesar să te uiți tu întâi la tine, să schimbi tu măcar un pic și atunci e posibil să obții de la celălalt o schimbare. Amândoi necesar să schimbați un pic în interiorul vostru, dacă vreți ca relația voastră să meargă. Nu știu, să vedem. Să vedem cum se spală apile. Marin este un om greu de urnit. Consilierul de urgență încearcă să dezgroape cauzele ascunse ale acestei atitudini. Cât timp n-ați avut voi legătură când erați închis? Când erai tu în închisoare? Păi în jur așa de vreo 9 luni am mai ținut legătură. După aia, când m-am mutat pe alt penitenciar, n-am mai. Deci aproape 4 ani jumate, voi n-ați știut unul de altul? Nimic. Nici tu de ani, nici ea de tine? Pe dau de rea să știi. Și ce te-a făcut să o cauți? După dacă ea era căsătorită, era cu alt bărbat. M-am dus la ea acasă. M-a luat la goană. Normal. I-am luat după mine că am bărbat, sunt măritată. Ai crezut-o? Și era normal să cred după atâția ani. Auzi, dacă nu știam nimic, nu plecat. Și la un moment dat la telefon. Fiind la distanță, zic, mă, să vedem ce e, chiar așa e? A, că nu e că am glumit cu tine, că mi-era rușine de tine după atâta timp. Păi ce era rușine, eu am plecat ca fraierul acasă și tu m-ai lăsat. Și după aia m-am dus și am luat-o. Și ai dus-o din nou aici? Dar numai că mi-a făcut farsa asta. Dar să te-a păcălit că e măritat. I-am luat după mine, că nu aia, că aude bărbată. Așa ai făcut? Așa am făcut, că atunci când a apărut... Așa. Avea o altfel de figură, mie mi-a fost frică. Avea frică? Ce o fi avut în cap, ce... că așa este. Dar te-ai gândit la mine, la mine te-ai gândit atunci cu ce inima am plecat eu de acolo? Zici și mie. Inima asta așa, bă, dacă îl văd un om după atâția ani... Bă, eu m-am dus până la prietena mea, da? Așa. Tu, eu am zis că tu nu pleci, am zis că rămâi acolo în casă. Unde tu de ce ai plecat? Păi de ce să rămân în casă dacă ai zis că nu mai ai? De ce să rămân? Ia uite, tu te lua după mine, repede. Păi de ce să mai... Aici tot e la greșit. Dar tot eu... Trebuie să te uiți în gura mea. Uite, da, la psiholog. Tot eu greșesc, nu? Da. Dacă tu mă respingi și mă iei acolo, tot eu greșesc, nu? Hai că o să cad în genunchi, mâncați-a și cu tare și nu e adevărat, nu e chiar așa, că nu ești tu genul de om să faci așa. Păi, Mihaela, când spui ceva, celălalt te crede, adică cum te joci cu sentimentele și cu vorbele, mai ales când e vorba de ceva delicat și dificil și totuși era, tu știai foarte bine unde a fost, știai că a fost închis, dacă știai că nu i-a fost ușor. Păi dacă erai cu adevărat măritată, dacă păi eram dacă cu adevărat măritată, bărbatul deci și-mi dădea nu mă vedeai. Și mă punea jos, ce cauți? Îți spunea frații mei de la început, îți spunea ei, nu mai venea să te aducă până acasă. Spunea frații tăi, păi vezi dacă eram cu adevărat măritată, dar eu nu mi-a trebuit măritată. Așa că stai liniștit. Nu cred că i-a picat bine.
Și mai ales la momentul ăla în care el săracul probabil că avea și el cu inima, că nu știa. Dacă nu mai știa de 4 ani ceva, nimic de tine. Și eu m-am speriat, așa că era altă față, era, nu știu, așa disperat, nu știu cum. Era disperat. Așa, atunci nu.